ani, medicul la care mergeam în mod curent, să zic așa, mi-a zis că singura șansă, ținând cont și de vârstă și de toate celelalte aspecte medicale, ar fi să mă îndrept către o clinică specializată pe probleme de infertilitate. În prima fază m-am crezut, vă dați seama, am zis că să mă îndrept și către alți specialiști în domeniu, să cer o altă părere, da? Să mai cer o a doua părere, am ajuns și la a treia părere. Și toți mi-au confirmat, după investigații amănunțite și, bineînțeles, investigații specifice pe probleme de infertilitate, toți au căzut de acord că, într-adevăr, este vorba de o infertilitate și că mi-ar trebui un fiu, deci nici măcar inseminare, care nu m-ar fi ajutat foarte mult. Sincer să fiu, până atunci nu m-am gândit că ar fi momentul, știi? Și, mă rog, când m-am gândit eu că ar fi momentul, am constatat că există și niște probleme medicale. Ce care, bineînțeles, au fost rezolvate. Primul FIV în martie anul trecut a fost negativ. Al doilea în august și acesta din urmă, care s-a soldat și cu un mare succes, în decembrie. Sincer să spun, n-am văzut acele două minute, am făcut analiza de sânge. Da? Nici nu știu cum să reacționez. Am primit mesaj doamnei doctor și am așteptat să-mi răspundă dumneavoastră și au trecut câteva zile până i-am spus și soțului, adică nu mă obișnuiam cu ideea și nu venea să cred că mi se întâmplă. Nu știam nici cum să spun și nici cum să reacționez, nu venea să cred. Am avut și momente când aș fi vrut să renunț, pentru că acum trebuie să recunoaștem toate procedurile astea și implică niște costuri suplimentare, numai procedura în sine, medicația, tratamente, analize și toate cele, pentru că totul se învârte în jurul acestui buget care diferă în funcție de problema fiecăruia, de istoricul medical, și asta este o luptă foarte grea, pornești pe un drum și nu știi când ajungi la capătul drumului, un drum care implică multe costuri, multă suferință psihică, fizică, pentru fiecare pacient în parte se întâmplă lucruri strict personalizate. Și adică eu mă gândesc că cel mai important este să găsești medicul potrivit care să te sfătuiască exact ce trebuie. Și lupta psihică și dureri și, mă rog, au fost asociate mai multe, plus trăiri, dar să vă spun ceva, contează foarte mult oamenii pe care i-ai alături. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, au fost alături de mine și familia și soțul, în primul rând, că asta contează cel mai mult, să te susțină omul de lângă tine, în primul rând. Punem